Un creștin care a plecat în altă țară la lucru, a găsit o biserică acolo, frecventa biserica și a fost oprit de la cina Domnului. N-a păcătuit, nu-i nimic, totuși a fost oprit de la cina Domnului și i s-au dat anumite motive. Eu sunt pastorul Vasile Filat, vă salut, păstorez Biserica Buna Vestire din Chișinău și răspund online la întrebările celor care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu din Biblie, din prima sursă și vor să-I se închine lui Dumnezeu, să-I slujească lui Dumnezeu corect, așa cum este scris în învățătura minunată, învățătura sănătoasă a Mântuitorului nostru. Acum să vă citesc scrisoarea. Pacea Domnului, vreau să vă adresez o întrebare, pastore. Noi locuim într-o țară din Europa și frecventăm Biserica Baptistă. Conducerea bisericii, diaconii, păstorul nu este acolo. Dar conducerea bisericii, diaconii au pus următoarea regulă. Pot participa la cina Domnului doar membrii bisericii și persoanele care vin la muncă peste hotare pentru câteva luni. Ceilalți care frecventează biserica mai mult de jumătate de an trebuie să devină membri în biserică, altfel nu pot lua parte la cina Domnului. Plus, la decizia aceasta, în duminica în care se ia cina, plus la decizia aceasta, în duminica în care se ia cina, programul nu este în biserică ca în celelalte duminici, ci se adună într-un alt local și la altă oră. Fiecare biserică are reguli de organizare pentru o bună funcționare. Dar oare e biblic de a decide cine poate participa la cina Domnului și cine nu? Scuzați că am scris așa mult. Mulțumesc că anticipat pentru răspuns. Cu bucurie vin să vă răspund. Bine, dragii mei. Deci noi toți suntem o biserică baptistă. Și eu vreau să punctez aici trei lucruri importante. Primul lucru este că noi suntem în biserici locale, în fiecare oraș sunt biserici, fiecare face parte dintr-o biserică locală. Dar toți noi alcătuim Biserica Universală. Și Biserica Universală este alcătuită din toți cei care sunt născuți din nou, care au primit Duhul lui Hristos, care îi se închină lui Hristos și urmează învățătura lui. Și noi se întâmplă să fim în locuri diferite. Se întâmplă uneori că nu am intenționat, dar noi călătorim, mergem din loc în loc și atunci noi vrem să căutăm biserică. Și așa i-am învățat pe toți oamenii și vă învăț și pe dumneavoastră. Ori de câte ori veniți într-un anumit loc, și veți sta acolo, căutați ca să vă închinați duminică. Iată, mi-amintesc când m-am dus în America, m-am dus ca să susțin examen, nu mai țin minte atunci, la Dan 5. Și când am venit, m-am oprit la un instructor, la un maestru de taekwondo mare și când am ajuns la el acasă, urma să stau și duminică, numai luni, marți sau nu știu când plecam de la el. Și atunci a spus, eu sunt creștin și eu vreau să merg la biserică duminică. Dumnealui zice, da, bineînțeles, îți recomand, uite, este o biserică aici, este aici, este aici, unde vrei să mergem. Cum mers și dumnealui cu mine și-a scos Biblia, Biblia era cam prăfuită și-a scos Biblia, a scuturat praful de pe ea, zice, am mers și eu cândva la biserică, dar după aceea au mers la biserică, a venit și soția lui, am mers toți la biserică, ne-am închinat acolo și eu am căutat o biserică, unde este o biserică evanghelică și am mers la biserica aceea evanghelică. Ne-am închinat acolo, ne-am rugat Domnului, am participat la serviciu, ne-am întors acasă. Nu mai amintesc, îmi pare că și cina Domnului a fost. Și am participat și eu la cina Domnului acolo. Eu, fiind parte din Biserica Universală, s-a întâmplat atunci, în duminica aceea, eu acolo am fost. Eu nu eram în alt loc, am mers la o biserică și am luat parte la cina Domnului și eu. Deci asta trebuie să o înțelegem toți. Nu putem să ne limităm doar la... Deci pot lua parte oamenii care vin acolo, care au ajuns în biserică. Al doilea lucru, la cina Domnului, noi ne amintim de legământul, nou legământ în care am intrat cu Domnul nostru Isus Hristos și este foarte important fiecare din noi să se cerceteze pe sine însuși. Asta înseamnă că eu trebuie să mă verific cum am trăit eu potrivit cu nou legământ, potrivit cu învățătura Domnului nostru Isus Hristos în ultima lună. Că noi evanghelici obișnuim să facem cina Domnului odată în lună, cu toate că sunt alții care o fac și odată în săptămână. Și nu e nimic greșit. Nu e nimic greșit dacă o fac odată în săptămână. Noi o facem odată în lună, pentru că cina Domnului este o evaluare, o cercetare profundă personală și fiecare trebuie să facă cercetarea asta profundă personală. Spune în Biblie că dacă nu faci cercetarea asta profundă personală, atunci înseamnă că iei parte în chip nevrednic la cina Domnului, că nu deosebești trupul Domnului și zice atunci va veni pedeapsa, nu va întârzia, va veni neputință sau boală sau chiar moarte fizică vor veni pentru că nu deosebești trupul Domnului. Deci fiecare credincios, el trebuie să facă această cercetare personală.
Nu poate face preotul pentru el, nu poate face pastorul, nu poate face nimeni. Fiecare trebuie să o facă personal pentru el. Alt lucru care, al treilea lucru care vreau să vă spun este că eu nu știu de ce vă opriți pe dumneavoastră acolo, dar eu presupun că poate au vrut să folosească cina Domnului ca să vă dea un îndemn ceva. Eu nu pot ști totul până la urmă. Eu am numai perspectiva dumneavoastră aici. Sau poate n-ați înțeles drept. Poate atunci când au făcut anumite recomandări, dumneavoastră n-ați înțeles drept. Eu n-aș proceda. Nu e nimic greșit dacă oamenii au hotărât să facă într-un alt loc cina Domnului sau să o facă la cină sau nu știu, da? N-aș proceda așa. Cina Domnului trebuie să o facem cu biserica întreagă și este foarte bine să vină toți oamenii la cina Domnului sau audă și tocmai cina Domnului este un bun prilej să le mai spunem la oameni încă o dată despre nou legământ, ce implică nou legământ. Și atunci când oamenii sunt invitați aparte la cina Domnului, numai decât le spunem. Deci, de exemplu, la biserica pe care o păstoresc, le spun. La cina Domnului sunt invitați să participe cei care au intrat în nou legământ cu Domnul nostru Isus Hristos, care s-au născut din nou și care au confirmat lucrul acesta prin botez. Pentru că dacă omul zice că s-o pocăi, dar nu vrea să se boteze, nu s-o pocăi. Nu s-o, dacă tu cumva ești același, crezi că te-ai pocăi, dar nu vrei să te botezi, nu te-ai pocăi. Nu te înșela. Asta cugetul tău, tu îl înșeli. Tu nu vrei să ai un cuget curat și te înșeli tu singur pe tine că te-ai pocăi. Nu te-ai pocăi. Cum? Dacă tu primul pas care spune Evanghelia nu vrei să-l faci, cum vei face următorul? Normal, nu vei face niciun alt pas. Nu faci. Deci nu te-ai pocăit. Și de aceea le spun, cine au crezut, au intrat în nou legământ și s-au botezat. Deci oamenii aceștia doar pot lua parte la cina Domnului. Mai mult, este foarte important fiecare să se cerceteze, să se verifice în toate aspectele, absolut în toate aspectele, acolo unde este nevoie, să se pocăiască, să-și îndrepte viața, să facă ceea ce este bine. Dacă cineva este pus la disciplină și a fost oprit în biserica lui locală, atunci spun nu lua parte la cina Domnului pentru că ai fost oprit în biserica ta, te afli sub disciplină acum. Dacă faci parte dintr-o altă biserică și s-a întâmplat azi să fii la noi și ești în pace cu biserica, nu ești sub disciplină, nu ești nimic, poți lua parte cu noi la biserică, nu contează, ia parte la cina Domnului. Dar noi nu mergem să-l întrebăm pe fiecare om care el trebuie să verifice pe el, noi nu putem hotărâ pentru om, iei parte sau nu iei parte, mai ales. Păi, dar în fiecare duminică avem foarte mulți oameni care vin la noi, la biserică, după ce eu știu pe toți, dar și dacă ea știe ce eu pot hotărâ pentru ei, atunci când pe cei care știu văd că ei nu iau parte la cina Domnului, atunci mă opresc, mă apropii de ei și îi întreb apoi, s-a întâmplat ceva? Sunt ceva probleme? De ce nu iai parte la cina Domnului? Adică este un semnal că ceva la om nu-i bine duhovnicește dacă el nu ia parte la cina Domnului. De altfel, nu mă interesez. Așa că eu nu știu de ce așa au hotărât oamenii acolo, dar mai degrabă parcă sunt înclinați, cred că n-ați înțeles dumneavoastră ceva bine. Poate vă duceți și puneți întrebări, poate îi spuneți că ați ascultat și video-a meu, poate vor dori și diaconii de acolo să asculte video și să înțelegeți mai bine care e motivul lor pentru care opresc. Cât privește cei care vin câte jumătate de an, vin la biserică, dar nu se stabilesc ca și membre. Păi nu, dragii mei, trebuie să vă stabiliți ca și membre acolo. Deci din moment ce ai mers la lucru undeva, ai mers pentru 2, 3, 4 luni, te-ai dus, gata, e normal, tu acolo vei merge la biserică. De ce trebuie să te stabilești ca și membru? Chiar și ieri la biserica Bunavestirea am anunțat din față, am spus, văd fețe noi care vin deja câteva duminici, vin la noi la biserică. Dragii mei, dacă sunteți în căutarea unei biserici și ați hotărât că rămâneți aici, atunci rămâneți aici. Nu umblați așa tot din biserică în biserică și voi nicăieri nu vă implicați. Voi nu vă implicați în lucrurile Evangheliei. Păi cum puteți voi să fiți buni ispravnici ai Harului Felurit al lui Dumnezeu și să slujiți cu darurile voastre duhovnicești dacă voi nici cum nu vă opriți într-o biserică locală? Bun, v-ați clarificat. Dacă aici vreți să rămâneți sau dacă ați venit, sunteți în localitatea noastră și acum rămâneți în biserică, haideți, grăbiți-vă, trebuie să devii membru de biserică și te implici cu toate darurile tale. Altfel, eu ca pastor, cum pot ști? Nu pot ști. Pot apela la tine ceva sau nu? Din moment ce ai devenit membru de biserică, eu ca și pastor, de acum știu că trebuie să văd cum să te desăvârșesc în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Unde să te implici? Care sunt darurile? Cum să lucrezi cu darurile tale? Dar până atunci eu nu știu nimic și nici nu pot apela la nimic. Nu pot face asta. Și exact așa în orice biserică unde te vei duce, exact aceeași istorie va fi. De aceea, grăbiți-vă să deveniți membru. Și exact așa le spun la oamenii de la Biserica Bunavestirii. Dragii mei,
Unde vă duceți? Dacă plecați, sunteți undeva și plecați pentru o vreme mai multă. Plecați la studii, pentru jumătate de an la studii. Foarte bine, gata, duceți-vă acolo, apropiați-vă, spuneți, am venit la studii, m-am oprit în biserica dumneavoastră, voi sluja aici, mă transfer ca și membru aici, sau dacă chiar ați hotărât că rămâneți membri la Chișinău, dar trebuie oamenii să știe acolo că voi sunteți, să știu și eu că ești sub supravegherea unui pastor care te păstorește, te ajută, te călăuzește, așa trebuie să fie. Însă oameni de ăștia care nu, nicăieri, nu se stabilesc, ei au pierdut legătura cu casa, nu mai sunt aici nicăieri, ei de fapt nu sunt păstoriți de nimeni, ei parcă așa un fel hoinăresc și atunci normal, pastorul v-a spus, trebuie să vă stabiliți undeva, nu poți așa să hoinărești, trebuie să fii într-o ce scuză, trebuie să fii într-o disciplină duhovnicească frumoasă, sănătoasă. De aceea, dragii mei, vreau ca să vă asigurați în privința asta, să vă asigurați, să vă puneți viața duhovnicească în siguranță. Și când participați la cina Domnului, dar și când v-ați schimbat locul, fiți siguri că ați mers și v-ați încadrat acolo într-o biserică și slujiți în biserică. Și când va veni vremea să plecați acasă, exact așa, îi spuneți pastorului de acolo, gata, mi s-a încheiat vremea cât stau aici, eu plec acasă, vă rog să-mi dați o scrisoare de transfer sau iată, ăsta e telefonul pastorului meu, vă rog să-i telefonați, îi spuneți așa și eu mă transfer, eu mă întorc acasă, am fost aici sub supraveghere, mă întorc acasă. Fiecare creștin trebuie să dea socoteală cuiva, trebuie să fie sub o supraveghere, trebuie să aibă un duhovnic și el, să aibă un om care îl păstorește și să dorească să fie păstorit bine, să fie învățat, să fie călăuzit, să fie ajutat, dar din moment ce nu știe nimeni de tine și nici nu vrei să știe nimeni de tine, cum poate avea loc asta? Deci neapărat faceți lucrul ăsta. Atât am avut să vă spun, Dumnezeu să vă binecuvânteze și, apropo, dacă sunteți în Chișinău și doriți să ne vizitați sau sunteți la cina Domnului și vreți să veniți la noi, atunci biserica noastră se află pe strada Vasile Alexandrie 133, chiar în centrul orașului Chișinău suntem. Vă așteptăm cu foarte multă bucurie. Ieri am avut un serviciu minunat, foarte frumos și am predicat ieri despre pâine, trandafir și pace. Vă invit să ascultați mesajul că va ieși azi seara, va apărea și tare vreau să-l ascultați și tare, tare vreau să-l trimiteți la cât mai multe femei să asculte mesajul ăsta, pentru că ieri când predicam la un anumit moment am văzut că tare, tare multe femei s-au identificat cu ceea ce am spus în mesaj, s-au identificat până la lacrimi. Au apărut lacrimi când am vorbit de o anumită problemă, care oamenii nici nu bănuiesc că problema este foarte mare și femeile nu au soluții și nu vorbește nimeni la problema aceea și nu le dă soluții. Ascultați mesajul, veți auzi. Bine, pace multă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!